Puțină lume știe că Radu Mazăre nu e doar primar la Constanța, e și parlamentar. Bine, nu direct, ci prin fratele Alexandru, bă, că nu poate nici Radu să le facă singur pe toate. Adică să fie și la DNA, și la Înalta Curte, și la Măruță, și la Carnaval, și cu Bărcuța pe lac, dă-o încolo. Așa, e, și uite că frățiorul Alexandru, senatorul Alexandru Mazăre, și-a dat demisia din PSD. Senatorul Constanțean susține că nu se mai regăsește în politica practicată de actuala conducere a PSD. Alexandru Mazăre a declarat că se aștepta ca după eșecul de la alegerile prezidențiale să fie convocat un congres național și să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Da, aveți dreptate, știrea nu e neapărat că fratele lui Mazăre și-a dat demisia, ci că și-a dat-o abia acum, în februarie. Ori Radu Mazăre spusese mai demult că nu-i mai place PSD-ul și că Ponta trebuie să plece, domne, să lase pe altcineva la conducerea Carnavalului. Este într-adevăr o stare de nemulțumire, sunt discuții despre felul în care este gestionat la nivel central această perioadă post-electorală. Dacă mă întrebați pe mine, și eu unul sunt deranjat că sunt arătat cu degetul pentru eșecul lui Ponta sau pentru eșecul lui Dragnea. Pe unde merge acum fratele lui Mazăre? Păi unde poate să meargă? În UNEPR, la Tăricianu, la Gioană sau la Carnavalul de la Rio? Carnavalul s-a terminat, Tăricianu s-a cam dezumflat, la UNEPR e prea aglomerat, că acolo e cu interesul național, așa că s-a oferit să plece la Gioană și Vanghelie. Deocamdată nu știu ce a zis Gioană, dar cred că i-ar conveni. Ar fi frumos să vedem o alianță Gioană-Vanghelie-Mazăre. Alianță pe toate planurile, evident. Ce mai, deja îi văd pe Gioană și Vanghelie călare pe carele alegorice din Mamaia, cu Gioană deghizat în președinte. Mazăre, dragostea mea!